Corina Stratulat este prietena noastră. Miercuri povestim despre cifre, numerologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi un subiect interesant, ce ne enervează la persoanele din viața noastră, Dabija. Nu, fără data e Dabija. Ce ne enervează la persoanele din viața noastră? Foarte des ne enervăm, mai ales în această perioadă acidă. Și nu ne dăm seama de multe ori, de fapt, care e tema ascunsă. Și, evident, că analizând numerologic, înțelegem tendințele unei persoane și vedem cum ea acționează fără să conștientizeze, sigur și nu ne place. Pentru astăzi am luat vibrația interioară, pe care o calculăm din ziua în care ne-am născut, facem suma celor două cifre Dacă și vom avea o vibrație de la 1 la 9. Uite la 1. Ce ne enervează la cei născuți pe 1, pe 10, 19 sau 28? Da. Dar aici ai împărțit femei, bărbați sau... Nu, și. Uite, să-ți dau un exemplu foarte practic. Multe persoane mi-au scris că sunt deranjate că mă grăbești când avem rubrica. A... Și trebuie să vorbesc repede. Ambilor le spun să stea liniștiți. Să te scot, așa, că eu îți devină, că eu am tendința asta să mă grăbesc, deci nu ești tu vinovat. Astea sunt rigurile unei emisiuni live, dar puteți găsi pe Corina la ea pe... site, acolo vă dă mai multe informații. De acolo stau 3 ore pe un subiect. Nu te grăbi, că ne grăbim noi. Când ziceți de 2, să-mi spune și mie, că sunt pe 29. N-aș zice că te superi foarte ușor. Cam așa pățim cu cei care au vibrație interioară 2. Sunt foarte supărăcioși. Păi hai la 1. Și sensibil. Păi uite, am spus de 1. Tot timpul aleargă pe fugă, se grăbește, apare și un egoism, da? E ceea lor, e important, restul să fie sănătoși. Asta într-o manieră un pic negativă. Sigur că nu tot timpul sunt așa, dar ne enervează foarte mult că tot timpul aleargă, da? Tot ce fac se grăbesc. Și o mâncare o fac pe fugă și o curățenie. Și chiar un sărut e tot pe fugă, da? Unul aleargă. Bun, 2. La 2, cei care sunt născuți pe 2, 11, 20 sau 29, au multă sensibilitate și atunci sunt foarte supărăcioși, da? Deci ai grijă cum vorbești cu colegurii tăi, că se va supăra foarte tare și de multe ori nu acționează conform unei logici, da? El ia decizii emoționale. De asta e și artist, da? Îi permite meseria. Așa se justifică și pagina lui de Facebook. Care nu are o logică, nu? Ba, are, da. Are, da, alta. Alta, nu știi dumneata. Ok, o să verific. Bun. Cei născuți pe 3, 12, 21 sau 30 au vibrația interioară 3 și oamenii ăștia au tendința să se ducă în zona minciunilor, tocmai că eu o imaginație foarte bogată și sunt foarte creativ și de multe ori povestesc așa pe lângă subiect, dar de fapt ei încep să mintă și sunt destul de superficiali și ne supărăm foarte tare, da? Ne enervează superficialitatea unui 3 când e o treabă serioasă de făcut. Am înțeles. Mergem mai departe. Așa. Ce iar... te tot fâță-i, Dabija? Ce vibrație ai? Nu știu. 3 are. Nu știu. Cât ești născut? Când ești născut? Pe 21. Pe 21. 3. Deci? Nu e deci. Ba da, ia să vedem. Minciună și superficialitate. Și lasă lucrurile împrăștiate. Ai ridicat-o la fileu. Deci, ceva... Deci norocul avem pe Nicolai, nu? Care face ordine după. Bineînțeles. La 4 avem oamenii muncitori care uită să se și distreze și asta ne enervează foarte tare. Da? 4, ei... 13, 22, 31. Da, ar face de toate, sunt destul de morocănoși și rigizi și ne supără foarte tare că uită să se și simtă bine, să se distreze, să se relaxeze, mai ales când se cere asta. Da? Iar la 5, oamenii care sunt născuți pe 5, 14 sau 23, e cam greu într-o relație, uite, aș da un exemplu dintr-o relație, să nu ne enervăm, pentru că nu iau lucrurile în serios, da? Ei se joacă, se aventurează, ar ține o relație 10 ani și de-abia apoi poate să vorbească de căsătorie și își bat foarte mult joc de reguli, da? Într-o perioadă în care se vorbește atât de mult de reguli, 5-ul e cel care zice nu, eu sunt oaia neagră din turmă și eu vreau să fac altfel, 6, să fiu diferit. 6, 15 și 24. Da, colegul nostru care tocmai a plecat, care se gândește numai la bani. N-am zis-o eu, a zis-o vibrația. Mi-a ținut el minte o notă de acum 3 ani. Da, și asta are această tendință de a se concentra foarte mult pe bani, e pragmatic, da? Da. Ne simțim bine, ne iubim, dar totuși avem și bani. Sunt foarte grijuli de altfel, mai ales pentru oamenii dragi pot sufoca și aici avem mămicile care de drag își sufocă cumva copilașii și îi protejează atât de mult încât nu se mai simt liberi. 7, 16, 25. Da, cei cu vibrație 7 sunt oamenii care te cam tratează cu
superioritate, așa. Se cred mai deștepți, mai frumoși, mai inteligenți, mai... Nu că te-a luat la ochi. N-are nicio treabă cu Ramona, dar n-are nicio treabă cu optul. E greu pentru un bărbat. Nu putem să o verificăm, că nu e matematică aici să spunem, aha, ai greșit soluția. Nu, bun, zi. Nu e ușor unui bărbat să intre în grații, tocmai că ea e mai sus și critică foarte ușor orice detaliu. Vorbește mult și folosește fraze arborescente, Corina, ca... Așa cum folosești ultima dată când apare undeva. Hai să mergem la 8. Hai și la 8, care caută să controleze totul așa cum... Da, deci asta e ziua, nu te-ați un calendar. Și eu nu... Cât e azi? 13? Mai azi. Eu evit să te supăr pentru că te răzbuni, să știi. Hai să spunem drept. Și vrei să controlezi și te răzbuni foarte tare. Da, să vezi că acum o să afle și Dabija. Am înțeles. Când mă apuc răzbunarea, până rămân fără ură în mine. Toți colegii din platou știu că tu vrei să controlezi, să domini orice situație și ești dur. Da. Și cumva așa strategic le-o arăți că nu a fost cum trebuie. Iar la 9, avem și oameni cu 9, să știi. Sigur. Născuți pe 9, 18 sau 27. Da. Sunt oamenii care... cumva sunt și un pic superiori, da? 7 și 9 seamănă și parcă n-ajungi la nasul lor. Destul de greu le intri în grații și asta te enervează, pentru că ei au impresia că le știu pe toate, da? Sunt niște profesori deosebiți, da, care trebuie să ghideze, să inspire lumea și te cam enervează că nu ai loc de el. Te simți un pic cam prostuț pe lângă un 9 de multe ori. Foarte bine, Corina, statulat. Hai, nu te răzbuna dacă nu pe mine, uiți până data viitoare. Da? Dacă nu ajunge timpul alocat acestei rubrici, corinasatulat.ro sau, iată, îți fac și reclamă pe Facebook și Instagram. Să știi că mâine seara încep cursul Mama și Copil. Uite, pentru mamele grijulii. Am înțeles. Să-l iei și pe Danică. Îl iau, da. Și tăticii, da. Tata și copilul. Mulțumim tare mult!